Hello, dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint o comandă pe care am făcut-o iarăși la Shein. Mi-a plăcut atât de mult comanda anterioară încât am prins curaj și am mai făcut o comandă. O să vă las un link unde veți vedea comanda anterioară și produsele pe care le-am comandat. Nu mi-am comandat foarte multe produse, însă dacă știți sau, mă rog, ați mai făcut comandă la Shein, ei au niște prețuri foarte mici la produse și de obicei nu poți să faci așa comandă de un singur produs sau două. De obicei n-ai cum să rezisti la prețurile acelea foarte mici și îți comanzi mai multe produse. Așa a fost și cazul meu. Și haideți să vedeți exact ce am comandat și care sunt impresiile mele personale. O să încep prima dată cu un lucru pe care l-am comandat de la ei. Deci, cei de la Shein au diverse produse, găsești fel de fel de produse și am observat că în ultimul timp chiar au aprovizionat cu și mai multe produse, mult mai interesante, astfel încât am găsit și eu un puzzle din lemn. Și spun ei că este un nivel de dificultate 5A. Da. Ideea e că adusesem aminte că eu am selectat unul care era pe A4 sau ceva mai mare din câte mi-aduc eu aminte. Însă nu știu cum a ajuns la A5, o să mai verific comanda. Oricum, îmi place foarte mult acest puzzle, pentru că este format din bucățele din lemn. Și haideți să vi le arăt și puzzle-urile. Cam acesta este codul pentru cine este interesat să cumpere. A, nu știu dacă e de la puzzle sau nu, că parcă scrie aici L. Nu știu dacă e de la puzzle. Mi se pare dubios. Ia să vedem. Da, cred că de la puzzle este, că nu are de la ce să mai fie. Sau poate să fie de la altceva. Ok, o să văd că nu știu exact unde este cutia cu puzzle. Da, tind să cred că acesta este ambalajul, deși apare el acolo, nu știu care e faza. Cert este că aceasta este cutia. Și ar trebui să fie un puzzle, v-am zis, din lemn, care va forma acest imprimeu și haideți să vă arăt ce avem în interior. Deci avem o cutiuță, un săculeț foarte drăguț care poate fi refolosit și diverse forme. Ideea e că formele acestea, dacă le vedeți din lemn, au diverse forme. De exemplu, diverse forme de animale și ele combinate ar trebui să creeze acest puzzle. Ideea e că m-am uitat un pic la ele, mi se par destul de greu de lucrat, adică o să-mi ia ceva ca să le fac și o să vedem exact cum și în ce fel. Da, uitați-vă, au diverse forme colorate și îmi place și lemnul, că este de calitate, adică sunt bucăți mici. Bine, acestea vă dați seama că nu trebuie date copiilor foarte mici, că le pot înghiți, însă chiar mi se par foarte foarte ok pentru un copil mai mare sau chiar și pentru un adult. Mie cred că o să-mi ia ceva să le fac. Și unele dintre ele chiar au niște forme interesante, adică forme de animale care cumva combinate creează un peisaj. Abia aștept să vă dați seama că o să-mi ia ceva să le fac. Abia aștept, intenționez să fac să-l fac gen tablou, adică să-l pun undeva, de-aia l-am și luat ca să-l înrămesc și să-l pun așa ca obiect decorativ, să vedem dacă mi iese să împreunez și să fac acest desen și dacă chiar va ieși așa. Să vedem. Deci sunt chiar curioasă și aici sunt foarte multe piese. Ei spuseseră că ar fi 200 și ceva de piese. Cred că sunt, adică că ar fi mai complet și că ar fi cam 200 și ceva de piese. Să sperăm că așa va fi, vom vedea. Oricum îmi place și abia aștept să-l fac. Acesta a costat destul de mult, mi se pare cam 10 euro, fiind și din lemn, vă dați seama că e un pic mai scump. Și haideți să mergem mai departe cu celelalte produse. Mi-am luat un stativ pentru telefon care are codul acesta, da?
Și uitați-vă cum este, pur și simplu se așează telefonul pe el, mi se pare destul de ok. Mi-a luat culoarea aceasta roză, da? E un plastic destul de dur, ai zice că e așa duritatea unui metal, dar totuși parcă nu e metal din ce observ, deși e destul de dur. Și acesta la fel, nu a costat foarte mult, cred că până într-un euro, să zic așa. Și cred că o să mai iau unul, că mi-a zis și soțul că ar vrea unul similar, așa că o să-i cumpăr și lui când voi face comandă data următoare. Apoi o să mergem la următoarele produse, ce am mai cumpărat. Cred că aveam mai multe produse, nu știu ce am făcut cu ele, în fine, vedem după. Mi-am cumpărat niște cercei care arată cam așa. Și codul este acesta, da, și uitați-vă cum arată cerceii, nu știu dacă se pot vedea, cred că o să încerc să-i scot din acest ambalaj ca să puteți să-i și vedeți mai bine. Deci arată cam așa. Foarte drăguți sunt aceștia, uitați-vă și voi cât sunt de drăguți. Dar trebuie să-i întorc. Stați că trebuie să-i și întorc un pic, pentru că s-au... uitați-vă cât sunt de drăguți aceștia, da. Cred că au costat în jur de până în 2 euro, oricum nu sunt foarte scumpi aceștia, dar uitați-vă cât sunt de drăguți. Sunt superbi. Am vrut ceva special chinezesc, adică mă uit după accesorii din acestea chinezești așa, sau cu un touch din acesta oriental mai degrabă. Da, și aceștia îmi plac foarte, foarte mult, cerceii, și nu au costat foarte mult. Și apoi o altă pereche de cercei cu codul acesta. Haideți să vi arăt și pe ceilalți. Le deschid pentru că le voi folosi eu, deci nu o să le fac cadou, așa că pot să le desfac. Uitați-vă și voi cât sunt de drăguți și aceștia. Vai, ce drăguți sunt! Haideți să vă arăt cât sunt de frumoși. Uitați-vă. Da, acesta e un pic căzut așa. Vai, uitați-vă și voi cât sunt de simpatici aceștia. Ceva specific chinezesc am vrut. Nu, adică nu vreau să iau ceva care nu prea găsesc așa pe la noi. Și aceștia chiar sunt foarte drăguți. Tot așa, până în 2 euro au fost și aceștia. Dar îmi plac maxim, deci uitați-vă cât sunt de drăguți. Sunt superbi, sunt superbi. Bun. Așa. Am mai cumpărat, deci perichea de ce este aceasta de aici, da? Ok. Și am mai cumpărat încă o pereche de cercei. Și am mai cumpărat o pereche de cercei care arată cam așa. Sunt cam ciufuliți în punga aceasta, nu prea puteți să-i vedeți, dar o să vi arăt în partea aceasta cum se văd. Că se văd mai bine decât sunt aici. Aici sunt înghesuiți în plasticul ăsta, în ambalajul ăsta. Și uitați-vă, i-am comandat de data trecută și mi-a plăcut foarte tare cum arată și m-am gândit să mai iau o pereche, da, mi-a plăcut mult. Și aceștia la fel au fost în jur de 1 euro și ceva. Un alt produs pe care l-am cumpărat este această rochiță de la Emery Rose sau Emery Rose. Și avem aici codul, uitați-vă cum este. Eu de obicei mi-au rochițele un pic mai lărguțe ca să nu am surprize, să mă trezesc că sunt foarte mici, iar astea de vară le cam iau pentru plajă și mi-am luat o rochiță de plajă. Cam așa arată, mi se pare drăguță ca și material, uitați-vă cum este. Este dreaptă, acesta este o viscoză, nu pare un material transparent după cum observați, însă îmi place. Cred că o să o iau la vară, deși materialul e un pic închis la culoare și este e un blomarin spre negru, să zic așa, e o culoare destul de închisă, da?
Și mi s-a părut ok așa, mi-a plăcut foarte tare imprimeul cum arată. Aici este dreaptă, obișnuită, pe umeri, e destul de lărguță de mine, e un pic cam măricică, dar nu foarte, nu se vede foarte mare așa. Însă îmi place foarte mult materialul, e foarte fin așa și se simte viscoza asta foarte calitativă și materialul îmi place cum e făcut și cum e lucrat. Și imprimeul, mă așteptam să fie imprimeul mai șters, însă este destul de intens așa ca și imprimeul și mă așteptam să aibă culorile cam intense. Chiar îmi place cum arată. Dacă vreți, eu o să vă arăt așa cam cum se vede. Uitați-vă cât este de drăguț imprimeul. Da? Foarte drăguț este. Se vede foarte frumos imprimeul la rochiță și aici v-am zis cum arată. E gen maieuț așa. Și nu a costat mult, cred că în jur de, să zic așa, 5 sau 6 euro aceasta, pentru că fiind de vară, în general produsele acestea care sunt de vară sunt mai ieftine acum, că nu e chiar sezon de vară, așa că le-am găsit mai ieftine și am zis să-mi cumpăr. Chiar sunt încântată de rochița aceasta. Apoi, pentru că la trecută mi-am luat o bluză și am fost încântată, am zis să mai iau și o rochie. De data aceasta mi-am luat o rochie, dar la fel, este un pic cam lărguță și aceasta. Însă prefer să fie mai lărguță decât să fie mai mică. Și rochița e drăguță, arată bine, e stil IE, să zic așa. Tot așa, am luat-o de vară, uitați-vă cum este. E foarte drăguță, îmi place materialul, imprimeul, însă, nu știu, aveam senzația că e un imprimeu mai prețios. Materialul este transparent, așa că nu-l văd decât ca o rochiță de plajă și pur și simplu o rochiță de mare și așa îl voi folosi pentru că mi se pare transparent. Sau dacă nu să-l folosiți, nu știu, trebuie să aibă o jupă pe dedesubt sau o altă rochiță mai subțire sau pantalonaș pentru că este destul de transparent materialul. Uitați-vă și voi că se și vede că e transparent așa, adică e destul de transparent să vedeți că se vede, uitați-vă, se vede, o se vadă prin el. Îmi place cum a lucrat, am nimerit-o un pic cam măricică, dar nu mă deranjează foarte tare, că vara chiar prefer niște lucruri mai lărguțe. Acum uitați-vă și voi, na, nu sunt, sunt detalii care nu sunt chiar așa ok, uitați-vă, cusătura asta este pusă chiar aici în mijloc, pe rochie, nu se vede chiar foarte bine. Adică ar fi preferat să am o cusătură într-o parte decât să am aici pe mijlocul rochiței, dar mă rog, asta este. Oricum, e ok, pentru plajă merge, nu e o rochie de stradă neapărat, nu e foarte sofisticată așa, dar de plajă chiar e ok și arată foarte bine și să vă arăt acum și cum este aici la margine, uitați-vă. Materialul v-am zis, e foarte subțire. Uitați-vă cât este de subțire, se vede, adică trebuie să ai ceva pe dedesubt, că se vede totuși. Nu e chiar așa de ieșit în oraș. Trebuie să aveți, nu știu, ori o rochiță pe dedesubt, ori niște colanzi din aceea maro bej sau, mă rog, culoarea pielii, ori un maieu culoarea pielii, pentru că chiar se vede. Da. Mergem la următoarele produse. Această rochiță este din poliester, ca să știți, adică e 100% poliester, nu are altceva din câte știu, în compoziție, ca și material. Parcă așa am văzut eu că e poliester. Bine, o să mă mai uit eu, dar așa am sesizat-o. Bun, continuăm cu alte produse. Nu o să mai am multe. Mi-am mai luat o eșarfă care are codul acesta și uitați-vă cum arată și eșarfa. Este foarte drăguță eșarfa aceasta, chiar îmi place cum arată. Este cu o combinație între albastru, galben și maro și crem. Foarte frumoasă este. Și aceste eșarfe costă 3 euro, dar chiar sunt foarte drăguțe. Mai ales acum pentru ziua femeii și de mărțișori, chiar mi se par foarte utile.
Și aceasta mi-am luat-o, tot așa foarte drăguță și aceasta. Mi-a plăcut foarte tare și aceasta cum arăta, uitați-vă. Și codul este aici, la fel. Foarte drăguță, bineînțeles că pe site apar mult mai intense culorile, dar și aici se văd foarte bine. Este o combinație între albastru, bleu și galben și maro. Foarte frumos, elemente din natură și foarte elegantă. Și mi se par foarte ieftine eșarfele acestea. Și am mai luat câteva eșarfe la fel, cum sunt acestea de aici, pe care vreau să le fac cadou de mărțișor și de ziua femeii, să zic așa. Acestea am luat vreo 3 dintre produse. Da? Uitați-vă și codul. Acesta este codul. La fel, și acesta nu costă foarte mult, vreo 3 euro, cam așa. Bun. Deci cam acestea sunt produsele pe care le-am cumpărat. Haideți să facem și un top al produselor, ceea ce îmi place cel mai mult din ce mi-am cumpărat. Aș putea să spun așa. Cel mai mult și cel mai mult îmi plac cercei aceștia și cercei aceștia. Deci mi se par foarte drăguți și aceștia. Deci cercei sunt pe primul loc. După care, să zic așa, îmi place și acest puzzle. Sunt curioasă cum o să se prezinte mai târziu, după ce îl fac, dacă reușesc să îl realizez, că mi se pare destul de complicat, sincer. Da, îmi place și acesta. Apoi, ca și pe locul 3, cred că pe locul 3 ar fi rochița aceasta albastră, rochița aceasta albastră de plajă, îmi place. Apoi, pe locul 4 ar veni eșarfele, toate eșarfele pe care le-am cumpărat îmi plac, acestea două și celelalte îmi plac, deci eșarfele. Și pe ultimul loc ar veni acesta care să zicem că e ok, dar nu e ceva care să zici că te impresionează maxim. Adică este conform așteptărilor, nu e ceva care zici, wow, ce... Pentru că e produsul de așa natură în care, la care nu ai ce să spui prea multe. Adică este conform așteptărilor. Și o să pun pe ultimul loc această rochiță, pentru că, sincer, mi se pare foarte transparent materialul și mă așteptam să fie un pic altfel. Și, de asemenea, mi se pare și rochița un pic prea largă față de cum așteptam. Adică eu cred că mi-am cumpărat un XL, dar mi se pare că a venit mult mai larg decât mă așteptam eu să fie. Da, deci cred că ar fi trebuit să... La cât este, ar fi trebuit să-mi iau un L, cel puțin, dar nu un XL. Adică e clar că a venit un pic cam lărguță. N-ar fi o problemă așa că e largă, dar este materialul cam subțirel. Bine, am ce să fac cu el, nu e ca și când n-aș fi avut cu ce, însă mă așteptam un pic să fie mai plinuț material, nu așa de subțire. Deci cam acestea sunt produsele, cam acestea... Acesta este haul-ul cu produse de la Shein. Overall mi se pare o comandă reușită. Marea majoritate a produselor o să le folosesc. O parte din ele vor merge și cadouri, în special eșarfele acestea cu fluturaș de primăvară. Și cu siguranță o să folosesc. Dacă mă întrebați, în cazul în care mă întrebați dacă o să mai fac comandă la Shein, cu siguranță o să mai fac, pentru că sunt foarte multe produse și toate îți fac cu ochiul și este imposibil să nu comanzi ceva de acolo și au un preț foarte bun. Singurul lucru că este o tentație foarte mare și în momentul în care ți-ai pus în coș o bluză, îți mai pui și a doua bluză. Dacă ți-ai pus o eșarfă, mai pui și a treia eșarfă și a doua. Și toate arată super bine. Bine, sunt și foarte bine... prezentate și evident că fotografiile sunt editate și culorile par mult mai intense decât în realitate. Însă overall arată foarte bine. Dacă vreți așa
să fiți cât mai aproape de realitate ca și produs, este bine să vă uitați pe review-urile care sunt făcute la fiecare produs, pentru că sunt persoane care fac poze la produse, inclusiv la size, inclusiv la material, inclusiv la cum arată eșarfele, și atunci puteți să vă faceți o idee dacă într-adevăr este materialul pe care îl căutați, dacă într-adevăr culorile sunt la intensitatea respectivă, și o să vedeți și review-uri de la persoane. Deci, cumva, ca să poți să-ți faci comandă, trebuie să faci așa o căutare și să fii atent în momentul în care îți comanzi. Nu e chiar așa o simplă comandă, ia ceva timp să te asiguri că, într-adevăr, primești marea majoritate a produselor așa cum te aștepți. Vei mai primi și produse care vor fi sub așteptări, că așa se întâmplă tot timpul la orice comandă, însă în principal toate produsele arată foarte bine, sunt super încântată de ele, abia aștept să le folosesc și cu siguranță o să mai fac comandă la Shein. O să vă las un link în încheiere cu penultima comandă pe care am făcut-o la Shein și o să mai fac așa, o să vă mai las un link cu impresiile mele generale cu privire la Shein și ce am mai comandat eu de la ei, poate ceva care vă atrage și vă inspiră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici, dacă m-ați urmărit. Vă rog să-mi lăsați și mie în comentarii dacă v-ați făcut comandă de la Shein sau dacă intenționați să vă faceți comandă. Vă doresc o zi minunată și vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Ce vreau să vă zic, că aceste produse sunt cumpărate din surse proprii și nu există niciun contract de afiliere cu Shein și reprezintă părerile mele personale și experiența mea personală.